Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție din Secretele Brașovului. O ediție foarte importantă și interesantă, spun eu, pentru că, o să vedeți în prima parte, aflăm niște informații esențiale cu privire la campania electorală, la vot, la ceea ce se întâmplă acum. Începând din 27 august, suntem oficial în campanie electorală, sau mă rog, ora, o să vedeți anume exact totul, pentru că avem cei care... avem pe cei care se pricep lângă noi și nici nu fac o introducere mai lungă de atât. Vreau să-l salut pe această cale pe domnul Claudiu Petrea, directorul filialei Centru al Autorității Electorale Permanente. Bine ați venit, domnule Petrea! Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație! O să și intru direct în subiect și anume o să vă rog să ne spuneți practic de când se începe această campanie electorală și după aceea, bineînțeles, o mulțime de lucruri și de informații pe care ni le puteți da. O să vă mai adresez și o întrebări, evident, vis-a-vis de această campanie electorală și în contextul ăsta mai dificil care este acum și al schimbărilor legislative efectuate în ultima perioadă. Da, campania electorală va începe de mâine dimineață, de mâine de la ora 0, mâine 28 august. Competitorii electorali care au depus dosare, care le-au fost înregistrate candidaturile și au rămas definitive, deja își pot desfășura, să zicem, forțele în această campanie electorală. Da, este o campanie electorală mai deosebită, în primul rând datorită condițiilor acestora de pandemie, în care trebuie să respectăm regulile prevăzute în mod general de către starea de alertă, acelea că în spații închise nu au voie la întâlniri cu mai mult de 20 de persoane, în spațiile deschise mai mult de 50 de persoane, trebuie păstrată distanțarea fizică între participanți, toți trebuie să poarte măști dacă vorbim de spații închise. În rest, regulile pentru campania electorală au rămas aceleași ca și la ultimile scrutine. Alegătorii vor putea fi informați doar prin afișe, fără să mai avem tradiționalele bannere, tradiționalele meșuri, care erau până acum câțiva ani și care invadau spațiul public sau privat. Competitorii au dreptul la aceste afișe, care fie le pun în locurile special amenajate de către primărie, fie le pun în locații private cu acordul proprietarilor, pot să distribuie flyere, pot să distribuie pliante, sunt ca și în ultimii ani interzise alte mijloace gen de propagandă, gen pixuri, gen brichete, s-a terminat cu aceste chestiuni. Da. Acestea ar fi chestiunile pe campanie electorală. Campania electorală se va finaliza în data de 26 septembrie, sâmbătă 26 septembrie, la ora 7 dimineața. Asta este practic perioada. Deci de la noapte, de la ora 00:28, ora 00, până în data de 26. Bun. Ce voiam să vă mai rog vis-a-vis de alegători, pentru că eu am aici, mă rog, un număr, acum nu e foarte important numărul probabil al alegătorilor, ci am discutat și chiar am auzit discuții, e drept, poate în piață, deci nu neapărat un loc unde neapărat lumea este cea mai... Da, sunt discuții politice și acolo. Vorbim de oameni, cine poate să voteze? Cei care au buletine într-un anume fel? Sunt cei care locuiesc în alte țări, care voiau să voteze la locale și credeau că se poate vota de acolo? Adică, dacă o să vă rog să ne faceți imaginea asta de ansamblu a celui care are voie să voteze și care este îndreptățit să voteze acum. Da, ca și condiții generale, trebuie să aibă peste 18 ani împliniți, inclusiv în data de 27 septembrie. Trebuie să aibă cetățenie română, să aibă drept de vot, iar legat de unde se votează, vorbim strict de
doar în unitatea administrativă teritorială de domiciliu sau în unele, în puține cazuri, cei care au adresă de reședință și au făcut cerere de înscriere pe lista electorală permanentă. Și mai sunt alegătorii, cei care sunt cetățeni comunitari și au domiciliu sau reședința în România. Deci, practic, noi dacă avem domiciliu în municipiul Brașov, putem să votăm doar la secția de votare la care suntem arondați conform domiciliului. Nu vom mai putea vota în Cristian, în Făgăraș sau la Mare, precum au fost alegerile prezidențiale și, cum scrutin înainte, alegerile europarlamentare. Acest fapt este datorat specificului alegerilor locale, în care ne alegem cei care ne vor conduce destinele pentru următorii 4 ani în unitățile administrativ-teritoriale, în localitățile în care trăim. Astfel încât nu ar fi corect să se pronunțe asupra acestei chestiuni persoane care doar sunt în trafic, în tranzit în această chestiune, în acea localitate. Aici intervine acest specific. M-aș reîntoarce puțin acum la, și o să revenim aici, chiar o să vă rog să accentuăm unele aspecte, dar aș reveni un pic la partea aceasta de afișaj electoral, pentru că specificați dumneavoastră în întrebarea anterioară, afișele se pot pune pe acele panouri special montate de primărie. Eu chiar m-am uitat aici, în cazul Brașovului, spre exemplu, sunt 208 panouri de afișaj electoral din 26 de locații cumulate. Dar pe un panou se pot monta 9 afișe electorale, cel puțin aici, la cum sunt ele desenate. Întrebarea mea este, de multe ori am văzut astfel de afișaje cumva la ne la locul lor, în care un partid sau un candidat își punea mai multe afișe pe același panou să ia cumva, nu știu, fața, dacă putem să numim așa, păi veneau alții, pulipeau afișe peste. Este drept că în ultimii ani aceste aspecte au mai scăzut în intensitate, dar încă am observat anumite aspecte cu privire la acest lucru. Este ceva reglementat în acest sens sau... Da, desigur. Exact cum ați spus, în ultimii ani acest fenomen a scăzut. Legea vine și prevede faptul că este obligația fiecărui primar să instaleze în locurile speciale de afișaj un număr de panouri suficient, astfel încât fiecare competitor electoral să poată să lipească un afiș, iar legea ne spune că pe fiecare panou fiecare competitor electoral, indiferent de forma acestuia, că e partid politic, că este alianță electorală, candidat independent, are voie la un singur afiș. Nu are voie mai multe. În măsura în care un competitor electoral încalcă această normă și există sezisări, se pot și au fost luate măsuri împotriva celor care au încălcat legea. Și același lucru se întâmplă, bănuiesc, și în cazul în care, n-am mai văzut multe cazuri, adevărat, dar totuși există în cazul în care apar afișe, fie fără acordul proprietarului în spații private, așa cum ați spus, fie, nu știu, pe stâlpi sau poduri, sau mai văzut și cazuri de genul acesta, nu sunt permise în continuare. Astfel de situații fără acordul proprietarului nu sunt permise, iar în zona indicatoarelor rutiere, a marcaj, a podurilor, a acestor chestiuni, iar în anii precedenți, când au apărut, au fost sancționați cei care le-au lipit. Oricum, să spunem așa, practica ultimilor ani dovedește faptul că toți competitorii electorali au înțeles această nouă legislație și se comportă ca atare. Situațiile, să spunem, au fost cele în care au fost mici probleme, au fost rezolvate de comun acord în marea majoritate a competitorilor și ele au venit doar dintr-un exces de zel și un entuziasm al
câtorva membri de partid, nimic altceva, nu a fost o practică intenționată. Fapt pentru care facem încă un pas spre normalitate, spre o țară ca și afară. Apropo, și aș merge în continuare pe această idee, vis-a-vis de bannere, alte afișaje sau alte, nu știu, lucruri care au fost până acum. Și mă refer asta până în data de 27 la ora 24. Acestea toate, nu știu, au trebuit date cu câteva zile înainte. De-aia vă întreb să vedem cum ar trebui să arate străzile, panourile și tot ceea ce se întâmplă în orașe comune de la un moment încolo, sau mai e voie să mai rămână unele afișe în anumite locuri? Începând cu 28 august ora 00:00, astfel de materiale sunt interzise de lege. Perioada campaniei electorale este foarte bine definită de către legea, atât de legea electorală, cât și de legea privind controlul finanțării partidelor politice și al campaniilor electorale, și sancțiunile sunt destul de măricele pentru cei care o încalcă. Și sperăm, la fel ca și în anii precedenți, că în cursul zilei de astăzi, 27 august, cei care au instalat astfel de bannere, de meșuri, panouri publicitare, vor avea grijă să nu mai existe mâine. Aș merge acum un pic în zona de finanțare a campaniei electorale, tocmai pentru că e un subiect destul de sensibil și pentru că am auzit destule discuții în mediul online, în mod special, și destule aberații, aș spune eu, acum cunoscând cât de cât ceea ce se întâmplă acolo. Și v-aș ruga dacă puteți să faceți un portret a ceea ce se întâmplă din punct de vedere al finanțării acestei campanii și cum anume se derulează el, atât pentru cetățeni, la modul transparent, dar și pentru, am avut surpriza să văd că nici candidați politici nu știu exact cum anume se face acest mecanism. Da. În primul rând, fiecare competitor electoral, indiferent de mărimea acestuia, fie că e partid, este alianță electorală, este o organizație aparținând cetățenilor unei minorități sau candidat independent, trebuie să-și nominalizeze un mandatar financiar care va gestiona campania electorală din punct de vedere financiar. Toate cheltuielile trebuie efectuate printr-un cont, de fapt și veniturile. Există limite maxime ale veniturilor. De exemplu, un candidat pentru funcția de primar al Brașovului, dau exemplu cel mai la îndemână, poate să aibă venituri de maxim 50 de salarii minime pe economie. Implicit și cheltuielile, tot această sumă o poate cheltui. El nu poate să cheltuiască mai mult. Cheltuielile, veniturile trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă. Este o întreagă procedură destul de simplă. Nu este ceva complicat, dar trebuie să avem foarte multă bunăvoință și să citim, să ne informăm. Precum ați spus, sunt într-adevăr mulți care nu știu. Astăzi la noi se lucrează la foc continuu. Marea majoritate a competitorilor electorali au amânat tocmai pe astăzi această înregistrare a mandatarului financiar, astfel încât de două zile este un flux continuu până seara târziu, fără nicio problemă. Ok, mai departe. Veniturile, v-am spus, sunt declarate la noi. E o procedură foarte simplă. Mandatarul financiar, dacă își face treaba cum trebuie, totul este foarte simplu de rezolvat. Îmi pare rău că folosesc acest cuvânt, dar vreau să încurajez pe toți să înțeleagă, pe toți candidații și pe toți mandatarii financiari să înțeleagă faptul că atâta vreme cât există această posibilitate, trebuie să profite de ea. Este exact ce spuneați, transparență.
Candidații astfel au o sumă clară, bine determinată, nu mai avem acele discuții pe care le aveam până la un moment dat, că unii cheltuiau foarte mult pentru că aveau, iar alții cheltuiau foarte puțin. Este, până la urmă, o egalizare a șanselor din punct de vedere financiar. Mai departe, cheltuielile pot fi făcute numai prin intermediul unui cont bancar. Nu se împlătește nimic cu tradiționalul numerar, nu totul este cont bancar, se acceptă inclusiv la fiecare cont să fie atașat un card. Totul este modernizat în această zonă. Există niște limite de cheltuieli pentru fiecare tip generic vorbind. De exemplu, avem producția audio-video, avem afișele, avem plata mandatarului financiar. Toate aceste chestiuni există niște limite maxime. Ok, după ce se termină campania electorală, deci încă din data de 26, mandatarul financiar se poate liniști apucând, urmește un raport de venituri și cheltuieli pe care în termen de maxim 15 zile trebuie să-l depună la noi, acolo unde s-a înregistrat, îl și depune. Aici intervine o chestiune definitorie a schimbărilor petrecute începând din 2016. Fără acest raport de venituri și cheltuieli, care este până la urmă foarte simplu, chiar și dacă nu ai cheltuit niciun leu, ca și candidat independent, mandatarul poate să aibă un contract de voluntariat. Tu nu ești obligat să cheltui nici măcar un leu. Dar depui acel raport de venituri și cheltuieli în care pur și simplu vii și spui l-am încheiat pe zero. Ok, fără acel raport de venituri și cheltuieli, nu îți este validat mandatul în măsura în care îl obții. Este o chestiune definitorie. Mai departe, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, vor trebui să fie depuse documentele, toate documentele privind veniturile și cheltuielile. În măsura în care un competitor electoral a realizat minim 3% din voturile valabile exprimate în circumscripția în care a candidat, el poate să solicite rambursarea cheltuielilor electorale. Dacă toate aceste documente sunt în ordine, el va primi înapoi banii cheltuiți. Îi primește de la statul român. Desigur, toate aceste... Toate 3%, da. Trebuie să obțină minim 3%, da, din voturile valabile exprimate. Corect. Și suma este rambursată, e cea cheltuită. De exemplu, ok, revenim la exemplu municipiului Brașov, 50 de salarii minime pe economie, tu ai avut venituri de 50 de salarii, ai cheltuit numai 30. Normal că ți se verifică actele și dacă totul e în ordine, ți se rambursează 30 de salarii, nu 50. Aceasta este chestiunea privind finanțarea campaniei electorale. Pare simplă, exact cum a spus, acum repet și eu cuvântul, pare simplă și foarte transparent atâta timp cât respecti niște reguli. Cel puțin așa mi se pare mie oarecum din exterior, atâta timp cât se respectă regulile, pare destul de simplu și de ușor. O altă întrebare vis-a-vis de candidaturi, pentru că am văzut în ultimele zile în media destule candidaturi care, nu sunt destule, hai să nu spun, câteva, care au fost respinse, pentru că na, le apar, cele care au fost admise, probabil că se trec foarte ușor cu vederea. De ce, adică de ce, poate nu e o întrebare bună, de ce s-au respins? Normal că nu corespundeau, dar care au fost cazurile cele mai frecvente, din cauza cărora au fost respinse unele candidaturi la nivelul centru, să zicem, sau al Brașovului? Da, la nivelul biroului electoral județean Brașov au fost într-adevăr câteva astfel de cazuri. Au fost două motive. Ambele au privit listele de susținători. Un motiv a fost reprezentat de faptul că legea vine și ne spune, mai ales acum în aceste condiții de pandemie, a fost redus la jumătate numărul minim de semnături care trebuie să însoțească o listă de candidați sau o propunere de candidatură pentru președinte Consiliul Județean.
La nivelul județului Brașov, acest număr a fost de 2596. Unii dintre competitorii electorali din start au venit cu mai puține semnături. Acesta a fost primul motiv de respingere în unele cazuri, iar în alte cazuri aceste liste de susținători au fost verificate sub aspectul formei. Astfel încât în unele cazuri s-a constatat că unele dintre datele înscrise în aceste liste nu sunt complete, neputându-se astfel identifica exact vârsta celui care a semnat. La fel, dacă susținătorul trebuie să fie o persoană care are dreptul să voteze. Prima condiție, să aibă peste 18 ani. În măsura în care anul este trecut din trei cifre, nu poți să identifici nici măcar anul, dar mi-te să vezi exact, a avut 18 ani. Sunt erori materiale până la urmă, erori ușoare, dar care, dacă ar fi fost mai atent verificate, ar fi putut fi depășit fără nicio problemă acest mic impediment, aducându-se mai multe semnături. Au fost alte situații în care nu a fost respectată forma prevăzută privind lista de susținători. Trebuia să aibă anumite componente, care una dintre ele a lipsit. Și de aici au venit deciziile de respingere a acelor candidaturi. Bun. Acum m-aș duce și în zona alegătorilor. Aceste liste electorale pe care până la urmă vine omul și votează, se regăsește pe o listă electorală, știu că ele se reactualizează la un moment dat. Și acum dau un caz ipotetic. Te duci, te găsești pe listă, semnezi, faci tot procesul care e acolo. Dacă totuși ești și te duci și nu te regăsești pe listă, acum pun niște întrebări, niște cazuri care probabil că se vor întâmpla în anumite, din anumite considerente vis-a-vis de aceste liste electorale. Bun, în primul rând referitor la actualizare. Începând din 2014 avem registrul, 2013 avem registrul electoral, care este o bază de date gestionată de către Autoritatea Electorală Permanentă și care este permanent actualizată de către primării și alte instituții. În cadrul fiecărei primărie există o persoană care în termen de 48 de ore conform prevederilor legale de la producerea unui anumit eveniment, actualizează registrul electoral. Astfel încât aceste evidențe sunt în mare parte la zi. Nu putem să ne pronunțăm pentru ce s-a întâmplat anterior. Dar la acest moment, registrul electoral este o bază de date foarte bine pusă la punct. Fiecare dintre noi poate să-și verifice pe pagina de internet www.registrulelectoral.ro secția de votare la care este arondat. Acolo intri frumos, există o secțiune pentru cetățean, iar acolo poți să-ți verifici și îți scrii numele, codul numeric personal pe care îl știi numai tu și există, ca și în orice chestiune de acest gen, un cod de verificare. Scrii și acel cod și îți spune exact la ce secție de votare ești arondat. Mi se pare această o informație foarte importantă, da, mă scuzați, mi se pare o informație foarte importantă, tocmai din perspectiva aceasta, pentru că cred că se poate preveni și o să repet și eu ce ați spus, așa nume www.registrulelectoral.ro legat, da? Acolo poți să intri și poți vedea într-adevăr la ce secție ești arondat. Mi se pare important lucrul acesta. Da. Iar referitor la cazul pe care l-ați spus dumneavoastră, în general acest caz apare în măsura în care există o schimbare de act de identitate cu câteva săptămâni înainte de data alegerilor și în această situație, având un act de identitate valabil în care este înscris noul domiciliu, te prezinți la secția de votare, ești verificat în SIMPV,
acel om cu tableta care ne întâmpină începând din 2016, el îți spune dacă ai mai votat, n-ai mai votat, se face verificarea și după aia se vede exact unde este domiciliul și poți fi trecut pe lista electorală suplimentară, fără nicio problemă. Da, domnule Petrea, mai avem numai un minut și aș vrea să nu încheiem emisiunea. Bineînțeles că ar fi multe întrebări și multe lucruri de discutat. Eu am încercat să fac așa o sinteză, să mergem pe un fir cât mai concret. Nu vreau însă să ne despărțim înainte să ne punctați puțin ceva legat de componența biroului electoral al secției de votare. E important să știm cine e acolo în secție, pe cine găsim și ce roluri au cei care sunt acolo, în special pentru alegători. În cadrul biroului electoral al secției de votare ne vom întâlni cu un președinte și un locțitor. Aceștia fac parte din corpul experților electorali, au susținut fie un examen de admitere, fie au fost avizați pe baza activității anterioare. Aceștia sunt apolitici și sunt trași la sorți în mod electronic. Mai avem acel operator pe calculator, așa cum îl definește legea, în realitate este omul cu tableta. Tableta a fost soluția cea mai optimă din punct de vedere tehnic. El este cel care ne verifică dacă avem dreptul la vot, este cel care ne spune dacă am mai votat sau nu. Și mai avem reprezentanții partidelor politice, al căror număr variază în funcție de unde este secția de votare, la comună, oraș sau municipiu și precum și de câți reprezentanți au trimis de fapt partidele. Cam aceasta e componența unui birou electoral al secției de votare. Perfect. Domnule Claudiu Petrea, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care le-ați oferit și le-ați oferit tuturor telespectatorilor, tuturor celor care privesc sau vor privi această emisiune. Rămâne să vă doresc succes, să sperăm că va fi un proces lin, frumos, de vot, având în vedere și situația mai specială în care ne aflăm. Și până la urmă, ceea ce cred că este cel mai important, nu, și asta sunteți în sentimentul meu, este ca cât mai multe persoane se prezinte în condiții de siguranță la vot. Și noi sperăm la fel. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Oameni buni, atâta pentru prima parte la secrete. Luăm o scurtă pauză și ne revedem.